Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, închei aici mandatul meu de secretar de stat, președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Așa cum știți, funcția pe care am ocupat-o mai bine de un an de zile este o funcție politică de demnitate publică. În urma algoritmului stabilit la nivel politic, această funcție va reveni unui reprezentant al Partidului Național Liberal. Eu nu sunt membră a niciunui partid politic, însă am avut onoarea să servesc în această funcție cu sprijinul Partidului Național Liberal. Motivul pentru care am acceptat această funcție în urmă cu un an a fost acela că am crezut cu tărie că schimbarea pe care ne-o dorim de atâtea decenii în aceste domenii vulnerabile poate fi făcută cu temeinice cunoștințe de specialitate, muncă cinstită, consecvență din interiorul sistemului. În acest moment în care ne aflăm, aș vrea să mulțumesc sincer câtorva persoane. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului președinte Ludovic Orban, care a avut încrederea și curajul să desemneze în această funcție de mare anvergură și responsabilitate un specialist, tehnocrat, mama unui copil cu dizabilități, din societatea civilă, exclusiv pe baza experienței mele naționale și internaționale, în domeniul drepturilor omului și al persoanelor cu dizabilități. De asemenea, aș dori să mulțumesc doamnei ministru, actualmente deputat, Violeta Alexandru, care m-a investit cu aceeași încredere și libertate de acțiune și alături de care am făcut echipă pe parcursul unui an teribil de greu și complicat. Prin prisma inițiativelor pe care le-am derulat pe parcursul acestui mandat, am avut prilejul de a lucra cu o serie de miniștri cărora țin să le mulțumesc în mod particular, deoarece consider că împreună am făcut lucruri deosebit de importante pentru sistemul de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei ministru Monica Anisie, alături de care am pus bazele unui cadru ambițios de reformă în ceea ce privește educația inclusivă a copiilor cu dizabilități, prin semnarea primului acord de parteneriat între Ministerul Educației și ANDPDCA. În cadrul acestui acord, am reușit să creăm primele locuri dedicate pentru copiii cu CES din licee și școli profesionale. Am reușit de asemenea să creăm instrumentele de coordonare pentru implementarea educației inclusive și ne-am asigurat că pentru prima dată în istoria României va exista cadrul financiar pentru tehnologii asistive și de învățare dedicate copiilor cu CES și dizabilități din învățământul românesc. În cursul lunii ianuarie am avut o întâlnire strategică de lucru cu domnul ministru al educației Sorin Câmpeanu pentru a discuta despre un program de școli pilot regionale inclusive. De asemenea, aș vrea să mulțumesc cu această ocazie la finalul mandatului meu și domnului ministru al fondurilor europene, domnul Marcel Boloș, cu sprijinul căruia au putut fi conturate măsurile de sprijin solicitate de ANDPDCA prin alocări financiare substanțiale în cadrul programului operațional Incluziune și Demnitate Socială, unde au fost introduse pentru prima dată resurse importante pentru servicii de respiro pentru adulții și copiii cu dizabilități, locuințe protejate pentru adulții cu dizabilități și în premieră o linie dedicată pentru tehnologii asistive de învățare, de comunicare augmentativă pentru copiii și adulții cu dizabilități. Tot în acest context aș vrea să mulțumesc domnului ministru al sănătății Nelu Tătaru, cu sprijinul căruia am elaborat și aprobat primul ordin comun între Ministrul Sănătății și președintele ANDPDCA privind prevenirea și combaterea epidemiei de COVID-19 la nivelul beneficiarilor și personalului din serviciile sociale de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități și a vârstnicilor și unde am reglementat totodată prioritizarea tratamentului și a accesului la vaccin pentru persoanele vulnerabile, precum și tratamentul nediscriminator în ceea ce privește accesul la sănătate.
Am asigurat în această perioadă traversarea perioadei pandemice cu zeci de măsuri luate de cele mai multe ori contra cronometru, într-un efort complex de coordonare alături de cele 47 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului. Urmează o perioadă la fel de complexă, care va presupune măsuri coordonate privind vaccinarea celor vulnerabili din sistemul de protecție și din comunitate. De asemenea, aș vrea să mulțumesc domnului ministru de interne Marcel Vela, cu sprijinul căruia avem astăzi finalizat primul acord de parteneriat între MAI și ANDPDCA prin structurile MAI-ului IGPR, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigații Criminale, pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane în rândul copiilor din sistemul de protecție, bazat pe un mecanism important de alertare în timp real a posibilelor riscuri și a unui sistem de referire direct între specialiștii din servicii și protecția copilului și ofițerii de investigații criminale și de combaterea criminalității organizate. Sper sincer că acest acord va fi finalizat și implementat la nivelul ANDPDCA după ce va fi semnat de structurile de specialitate din MAI și va completa acordurile semnate tot în acest an pe linie de prevenire și formare încheiate cu ANITP și reprezentanții ai societății civile. De asemenea, aș vrea să mulțumesc domnului ministru al finanțelor, actualmente premierul României, domnul Florin Câțu, pentru două aspecte pe care personal le consider fundamentale. Pe de o parte, pentru identificarea resurselor bugetare necesare pentru actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, adică bugetul care stă în spatele tuturor serviciilor sociale din România, standarde neactualizate de cel puțin 5 ani, cu un efort bugetar consistent, iar pe de altă parte, cel de-al doilea aspect relevant este acela legat de sprijinul și deschiderea pe care mi-a acordat-o, acceptând și sprijinind corectarea mecanismului de finanțare al serviciilor din protecția persoanelor cu dizabilități, destinat de GSPC-urilor. Pentru prima dată avem, iată, o fundamentare bugetară pentru serviciile destinate persoanelor cu dizabilități din centre, corectă și transparentă, bazată nu pe aproximări, ci pe un standard cost beneficiar, așa cum este normal și nu s-a întâmplat zeci de ani. De asemenea, aș vrea să mulțumesc parlamentarilor, deputați și senatori, membri ai Partidului Național Liberal, USR, UDMR, independenți, alături de care în acest mandat am reușit să elaborăm, susținem, trecem modificări legislative cu un impact major în domeniul adopției, protecției copilului și reformei în dizabilitate. Toate acestea vor trebui de acum încolo operaționalizate și transformate în norme și proceduri la nivelul ANDPDCA. Trebuie să știți că am făcut deja pași importanți în acest sens, deoarece normele privind adopția sunt deja finalizate la nivel intern, înainte de termenul prevăzut de lege, iar în domeniul decontării transportului prin carburant destinat persoanelor cu dizabilități, aceste norme și metodologii sunt deja în vigoare, în urma unui efort mare realizat de echipa ANDPDCA. În acest punct, aș dori să aduc în discuție câteva aspecte legate de noua logică instituțională pe care am dorit să o imprim la nivelul ANDPDCA și cele mai importante teme strategice de reformă pe care le-am inițiat și dezvoltat la nivelul sistemului de protecție socială, pe care, e adevărat, m-aș bucura să le văd continuate. Primul aspect despre care vreau să vorbesc este procesul de reformă prin transparentizare. În acest an am reușit să scoatem la lumină, să asumăm și să luăm măsuri cu privire la cele mai grave probleme de respectare a drepturilor copiilor și adulților cu dizabilități din sistemul de protecție.
avem, iată, prima diagnoză a situației persoanelor cu dizabilități din România, care a fundamentat noua strategie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, ce se află în proces de avizare internă, urmând să fie supusă transparenței decizionale. România va avea pentru prima dată o strategie pentru persoanele cu dizabilități bazată pe date și evidențe reale, cum nu s-a mai întâmplat, cantitative și calitative, realizate printr-un efort fără precedent la nivel național cu sprijinul Băncii Mondiale. Urmează drumul complex al implementării ei pe o bază solidă și efectivă. E important să știm că această strategie pe care o avem pe masa noastră în acest moment este o condiționalitate pe baza căreia România va putea accesa fonduri europene. De asemenea, avem primul raport al României la Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, prin care am făcut o trecere în revistă onestă, asumată și orientată pe construcția evoluției situației persoanelor cu dizabilități din România. Un efort consistent de acoperire a 10 ani de lipsă de respect față de obligația de raportare a României la ONU. Sper sincer că acest raport transmis Ministerului de Afaceri Externe să ajungă pe masa Comitetului ONU în varianta reală și obiectivă, care reflectă noul capitol în care a intrat România după decenii de derivă în domeniul dizabilității. Cred sincer că timpul cosmetizărilor a trecut. Și acesta este punctul meu de vedere pentru a putea merge mai departe într-o zonă complicată cum este reforma în dizabilitate. De asemenea, avem în acest moment primul mecanism de monitorizare de tip tel verde, de raportare a abuzurilor și problemelor în centrele de copii și adulți, realizat într-un amplu parteneriat cu societatea civilă și UNICEF România. Mecanismul necesită încă o atenție deosebită și pe alocuri o rafinare a procedurilor, deoarece este la început de drum, însă este pârghia prin care această autoritate poate avea acces la oamenii izolați din sistem. Am derulat, în ciuda pandemiei de COVID-19, 25 de acțiuni de control și 59 de acțiuni de monitorizare, care din păcate s-au soldat cu 15 plângeri penale și peste 1000 de măsuri lăsate furnizorilor de servicii sociale. Ultimul exemplu concret și concludent este situația gravă de la Ilfov. Cred sincer că o condiție fundamentală a reformei în sistemul de protecție o constituie asanarea abuzurilor împotriva beneficiarilor, copii sau adulți, scoaterea lor la lumină, aplicarea legii, urmată de măsuri de reconstrucție. Dacă continuăm să acoperim la infinit aceste situații din vari motive ce nu țin de interesul superior al copiilor sau al adulților pe care îi avem în grijă, din punctul meu de vedere, orice efort de construcție va fi sortit eșecului. Aceasta reprezintă inițiativa reformei prin transparentizare. Cel de-al doilea domeniu de reformă pe care l-am adoptat a fost aceea a adopției. Avem acum, datorită eforturilor realizate în ultimul an, peste 9000 de copii adoptabili, care trebuie în continuare urmăriți cu atenție în sistem până la familia adoptatoare, pe baza instrumentelor manageriale și metodologice pe care le-am construit în acest an, tocmai pentru a desțeleni situația copiilor prinși în sistem. Avem o nouă lege a adopției, substanțial îmbunătățită, și normele de aplicare definitivate la nivel intern, așa cum spuneam mai devreme. Avem în premieră un instrument instituit prin ordin de președinte și publicat în Monitorul Oficial de aplicare a amenzilor contravenționale de către corpul de control al acestei autorități în situațiile în care managerii de caz din direcții nu își fac treaba, nu își îndeplinesc obligațiile și mențin nepermis de mult copiii în sistem. Pe cale de consecință, consider că avem baza substanțială pe care se poate construi un mecanism de adopție deschis, funcțional și eficient. Urmează teoretic alte câteva componente strategice de implementare, de training și de promovare
pentru a face sistemul de adopție funcțional cu adevărat în România. Al treilea domeniu de reformă asupra căruia m-am aplecat a fost acela legat de accesibilizare. Avem în acest moment prima diagnoză amănunțită a accesibilizării mediului fizic și informațional, gata să fundamenteze viitoarele măsuri în acest domeniu. Pentru că, iată, avem 1444 de instituții analizate din acest punct de vedere, dar și o analiză a cadrului legal ca să știm ce avem nevoie să modificăm sau să îmbunătățim pentru a produce într-adevăr accesibilizare în România, dar și o analiză în ceea ce privește modalitatea în care se face avizarea construcțiilor la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcții. Ca și direcții de acțiune, stabilisem un plan cadru de acțiune prin intermediul căruia fiecare instituție publică, centrală și locală ar trebui să aibă un plan sau un calendar de accesibilizare și un buget de investiție aferent. O altă temă de reformă pe care am abordat-o a fost reforma în domeniul serviciilor în comunitate. Avem, iată, în acest moment un pachet minim de servicii reglementate în acest an prin legea asistenței sociale, care trebuie corelat cu fondurile europene alocate în programul operațional Incluziune și Demnitate Socială și trebuie elaborate în continuare normele de implementare care să asigure efectivitatea acestor măsuri prevăzute în lege și să remedieze o serie de neconcordanțe existente încă în cadrul legal. De asemenea, tot în premieră, avem un nou serviciu social înființat. Este vorba de serviciul de respiro pentru copiii cu dizabilități. Proiectul de hotărâre de guvern se află în avizare internă la Ministerul Muncii și sper că va fi aprobat. Corelativ, standardele de calitate pentru înființarea acestor servicii, prin intermediul cărora se pot licenția viitorii furnizori, sunt definitivate și așteaptă aprobarea prin ordin de ministru după ce hotărârea de guvern la care făceam referire va fi în vigoare. De asemenea, am reușit să aloc finanțare cu sprijinul guvernului dedicată pentru serviciile de tip respiro pentru adulții cu dizabilități din comunitate în cadrul unui program de interes național pe care autoritatea îl derulează. Termenul până la care DGASPC-urile pot aplica pentru aceste fonduri este 18 noiembrie și apelul este deschis, este 18 ianuarie, iar apelul este deschis din luna noiembrie. Trebuie să știți că există o reticență a direcțiilor de a accesa aceste fonduri, motivând că nu există cerere. Noi am făcut eforturi substanțiale de coordonare, de explicare, de convingere, însă ele trebuie continuate, iar direcțiile trebuie motivate, încurajate și urmărite pentru a aplica pe acești bani. Altfel, riscăm să trecem sub tăcere și această măsură și, în consecință, nu vor fi înființate servicii sociale de tip respiro pentru adulți în comunitate. Al cincelea domeniu de reformă asupra căruia m-am aplecat a fost reforma în domeniul normativ și al politicilor publice. E important să înțelegem faptul că în acest moment, în domeniul dizabilității, ne aflăm în punctul terminus de la care poate începe construcția și reforma. Și o să vă explic de ce. Prin decizia Curții Constituționale, în care ANDPDC a fost intervenient în sprijinul părții, punerea sub interdicție a persoanelor cu dizabilități a fost declarată neconstituțională. Acest vid legislativ trebuie acoperit cu reglementări privind serviciile de decizie asistată. Am demarat în acest an care a trecut un proces minuțios și greu alături de experți internaționali, de Ministerul Justiției, de reprezentanți ai societății civile, care sper că va continua de a reglementa decizia asistată, altfel riscăm să lăsăm descoperiți mii de adulți și familii aflate în această situație.
De asemenea, avem în acest moment în lucru prima evaluare minuțioasă a fiecărui serviciu sau centru rezidențial pentru adulți cu dizabilități și o evaluare a persoanelor și nevoilor acestora pentru a putea fi în măsură să generăm o strategie reală de dezinstituționalizare, pornind de la nevoile beneficiarilor și de la resursele existente în comunitate. Fără această viziune strategică unitară privind dezinstituționalizarea, doar cu crâmpeie de măsuri care reglementează haotic, aș putea spune, felul în care centrele pot fi restructurate sau reorganizate, fără transparentizarea sistemului de care vorbeam mai departe, zeci de mii de oameni cu dizabilități vor rămâne prizonieri în centrele pe care cel puțin o parte dintre acestea le putem numi, din păcate, încă lagăre. Aici este nevoie de asumare, coordonare și voință decizională atât la nivel central, dar și la nivel local. De asemenea, e important să știm că am început prima evaluare exhaustivă a sistemului de încadrare în grad de handicap a copiilor și a adulților din România, în cadrul unui proiect care va trebui să genereze o nouă abordare a mecanismului de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap, care din punctul meu de vedere trebuie să fie mai suplu, orientat pe funcționalitate, cu mai puține ierarhizări artificiale. La finalul acestei evaluări vor trebui reformate actele normative care reglementează încadrarea în grad de handicap și modalitatea de acordare a serviciilor. Cred că această procedură trebuie să fie mult mai aproape de oameni și trebuie să reflecte realitatea nevoilor lor. Și avem baza pentru a crea această modificare. Pentru toate aceste aspecte, aparent aride cei drept, am spus că în acest moment ne aflăm în punctul în care am reușit, după un an greu, să punem bazele construcției și reformei în dizabilitate. Tot pe parcursul acestui an, în mandatul meu, a apărut o temă consistentă și persistentă în spațiul public legată de indemnizațiile și salariile asistenților personali. Trebuie să știți că acestea nu au fost și nu sunt în atribuțul ANDPDCA sau al Ministerului Muncii. Totuși, în cadrul complex de reformă despre care am vorbit mai devreme, acestea cred că trebuie regândite astfel încât protecția persoanelor cu dizabilități să se contureze într-un pachet de sprijin în care să existe un echilibru între beneficii și servicii, serviciile fiind cele care contribuie la autonomizarea persoanei și nu beneficiile. Sunt multe de spus în acest vast domeniu al protecției sociale, însă am încercat să rezum intervențiile cheie de reformă începute de mine și direcțiile de acțiune ce pot decurge din ele. Vă asigur că voi face tot posibilul să asigur un proces de predare a mandatului către noul președinte într-un mod onest și responsabil, așa cum a fost fiecare pas făcut de mine în acest an. În final, aș vrea să mulțumesc colegilor mei din ANDPDCA și în special celor mai mulți care au făcut pasul către noua viziune de schimbare, au construit alături de mine și au trecut prin procesul complicat și provocator al fuziunii a două instituții mari și grele. De asemenea, vreau să mulțumesc celor 47 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului, alături de care am străbătut o perioadă dificilă și să invit să reflecteze, mai presus de interese vremelnice, la rolul și misiunea pe care o au în viața a zeci de mii de copii și adulți cu dizabilități pe care i-au în grijă. Mi-aș dori tare mult ca măsurile implementate în acest an să nu se disipeze, chiar dacă sunt grele și incomode, și recunosc acest lucru. Iar atunci când vor lua o decizie dificilă, să se întrebe în sinea lor, eufemistic vorbind, dacă aleg copiii sau dosarele. În același context, nu aș vrea să uit rolul fundamental
pe care îl au autoritățile locale, în speță primăriile și consiliile județene, în contextul reformei în zona protecției sociale, și sper ca în acest nou capitol, ale cărui baze le-am pus în acest an, să ofere sprijinul necesar direcțiilor. Un mare mulțumesc se îndreaptă și către partenerii mei din societatea civilă, alături de care în acest an am făcut corp comun în multiplele provocări pe care le-am avut de înfruntat. Le mulțumesc pentru tenacitate, consecvență, efort, pentru că nu de puține ori contribuția lor a dus la îmbunătățirea deciziilor pe care le-am luat și la învățare. Vă mulțumesc că m-ați ținut în alertă, prezentă în realitatea de la firul ierbii. Nu vreau să închei fără a mulțumi micii mele echipe, care a dat contur viziunii și aspirațiilor mele pe parcursul acestui an complex. Iar din echipa mea au făcut parte Aneli Bogdea-Ștefănescu, Lili Covaci și Alexandra Bogdan. La nivel personal, închei un an greu, istovitor, parcurs cu îndârjire, alteori cu entuziasm, dar mereu cu azimutul bunei credințe și al faptului că acest sacrificiu personal, pentru care îi cer iertare fetiței mele Clara, a fost un serviciu în beneficiu oamenilor. Fără a avea pretenția perfecțiunii și exhaustivității muncii mele, închei acest mandat cu puterea de a mă uita în oglinda faptelor mele și cu recunoștința de a fi putut contribui la un pas înainte. Drumul meu continuă mai departe, animată de aceleași valori care mi-au ghidat pașii până la cei 42 de ani pe care i-am împlinit recent. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc pentru încurajări, pentru sfaturi, pentru critici și vă doresc multă sănătate și putere de a ne face o viață mai bună în țara noastră.